Direcția de poliție locală, împreună cu Serviciul de Comerț și Autorizări din cadrul Primăriei Roman, au efectuat mai multe verificări la unitățile de alimentație publică din oraș. Câteva dintre magazinele verificate au fost găsite cu nereguli și autoritățile spun că s-a trecut la închiderea lor până la remedierea deficiențelor. Au fost verificate, așa cum vă spuneam, 15 societăți comerciale de alimentație publică, cărora le s-au întocmit 11 procese verbale cu sancțiune avertisment scris și măsura complementară de închidere a activității până la intrare în legalitate și 4 somații pentru vizarea autorizației la primărie cu termen până la sfârșitul lunii ianuarie. Controlele la unitățile de alimentație publică au început dinainte de tragedia din Clubul Colectiv din București, în urma căreia și-au pierdut viața 63 de tineri. La Roman, controlele s-au desfășurat pe mai multe paliere, inclusiv pe prevenirea și stingerea incendiilor.